Bine că ați ajuns la Săpânța, vă aflați chiar acum în casa celui ce a creat cimitirul Vesel, Ion Stan Pătraș. De aici s-a pornit prima cruce al cimitirului. Ion Stan Pătraș, un om al satului, cunoscând cam în general toți oamenii din sat, a început să formeze acest cimitir în anul 1935. Din 35 și până în 1977, când a plecat dintre noi, a făcut acele cruci care au fost faimoase pentru în cimitirul Vesel. Din 1977 sunt continuatorul acestei meserii, duc mai departe această tradiție, chiar în atelierul și în casa lui, sunt custodele casei memoriale, duc tradiția exact cum am preluat-o de la Ion Stan Pătraș, cu tot stilul lui, fără a aduce modernizări, ci lucrez exact aceeași meserie cu dalta, ciocanul și ferestrău. E foarte scurt un drum de la cimitirul Vesel până la Casa Memorială, e vorba de 4 minute, 5 minute și ajunge la atelier de unde pleacă crucile pentru cimitirul Vesel. Fiecare lucrare e unică, fiindcă dacă mergeți în fața unei cruci, vă puneți în fața unei cruci, o studiați, și citiți textul, o să vedeți că vorbiți cu persoana care este mormântată acolo. În 2002 l-am adus locul 2 în lume ca unicitate după Valea Regilor. Este cel mai faimos cimitir din lume, normal, după imagine. A primit distincția asta.